Domnul spune, ce spui? Știu Scriptura? Zic, o știi, recunosc că știi Biblia, dar vorbea exact după verset. Ei, vreau să spun ceva, eu mă pocăiesc. Domnul să te ajute, chiar ne bucurăm. Dacă o condiție, mă pui un pic mai mare acolo la voi. Și am spus, eu mă tem de altceva. De ce te tem? Mă tem că n-ai să te pocăiești. De ce? Pentru că dumitale ești un om mândru. Omul când vine la pocăință, lasă toate mofturile și pretențele și tot ce aparține de eu lui, le lasă la ușă. Omul când vine în adunare, vine fără pretenție, el vine smerit, el se pleacă înaintea Domnului, el nu dorește decât mântuirea. Domnul să ne ajute să fim așa. Omul acela nu mai vine niciodată la adunare. De aceea spunea, cine se laudă, să nu se laude cu înțelepciunea, cu tăria, cu bogăția, ci acel, astea toate le lăsăm la ușa adunării. Și când venim, venim ca niște oameni smeriți. Domnul să ne ajute la asta. Nu mi-am propus să vorbesc de lepădarea de sine, ci mi-am propus să vorbesc despre purtarea cruce. E un subiect foarte important și Domnul a alocat mult spațiu, dacă vreți, în Scriptură. Domnul Iisus a vorbit mult, El, despre moartea și învierea sa, de suferința Lui. E un motiv care mă face să vorbesc și eu. În Scriptură, dacă ne uităm în cele patru evanghelie, fiecare are câte trei capitole în final care vorbesc de suferința, de moartea și de învierea Domnului. Apostolii au predicat despre moartea și învierea Domnului. Eu când m-am uitat la Apostolul Pavel în Fapte 2, Fapte 4, Fapte 5, Fapte 10, aceeași predică. Eu odată am mers la Arad la început, la fratele Iosif Anca, și am predicat și m-am dus a doua oară, a treia oară și am uitat ce am predicat. Tendința predicatorului este să predice ce știe mai bine. Un frate îmi spunea, măi frate, de unde știi atâtea versete? Măi, eu le spun pe cele care le știu. Când de mă întrebi, au ce se întâmplă să nu știu. Și când am mers a patra, a cincea oară, întrebam fratele Iosif Anca, frate, eu de aici am predicat? Și el spune, mă, nu mă mai năcăjui, ia și notează. Și acum notez. Când am predicat în luna ianuarie la Betel, le-am spus, fraților, am notat și asta este a 50-a mea predică la Betel, aici. Deci noi avem tendința asta de a predica. Dar notăm predicile să nu ne repetăm. Ar fi o mare tragedie să vin data viitoare la Viena și să vorbesc de purtarea cruce. Acum ascultați cu interes. O să mă tragă unul din mâini când spune, asta e predicat și rândul trecut, frate dragul. De mai vin și al treilea an cu aceeași predică, sigur nu mă mai chemați. Pentru că noi suntem tare interesați așa de predici variate, de galaxii, de Orion, de cloșca cu pui și iar o ducem la pocăință și iar aliniem planetele ca să mă ascultați, să nu dormiți, vorba fratelui, da? Dar Apostolul Petru, el nu predica așa. El avea o predică, spunea, Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și Dumnezeu l-a înviat. Și numele Lui este iertare de păcate. Și asta o predica peste tot. E adevărat, spune acolo în Fapte, și cu multe alte cuvinte îndemna, sfătuia și le zicea, mântuiți-vă din neamul acesta ticăloș și stricat în voi, în care voi străluciți ca niște lumini. Și în al patrulea rând, de ce e important să vorbim de moartea și învierea Domnului? Domnul a lăsat un simbol permanent, care de 2000 de ani e în adunarea noastră, a pocăinților. Și spune, pentru că ori de câte ori faceți lucrul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea mie mi se pare foarte important să vorbim de suferința, de moartea, de învierea și de revenirea Domnului. Și Domnul să ne ajute, amin? Frații mei, acum crucea e un test, spunea cineva. Unii se laudă cu crucea, Galateni 6:14. În ce mă privește pe mine, fraților, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului. Dar pentru alții, propovăduirea crucii e o nebunie. Acum eu te întreb, pentru tine ce este? Pentru evrei era o nebunie și știți de ce? Ei n-au primit pe Domnul Iisus, ei erau robi, ei voiau un izbăvitor să scuture jugul roman, să fie iarăși oameni liberi și când au văzut pe omul acesta care se proclama Mesia și când au văzut că-i batjocorit, îi răstihnit de romani, lor nu le trebuie așa un Mesia. Grecii și-au dat seama că lumea se îndreaptă spre un col, spre nenorocire, dar au spus, lumea poate fi salvată prin filozofie,
prin înțelepciune. De acolo au ieșit toți filozofii, de la Atena, filozofii clasici. Duminica trecută chiar predicam în Atena, în biserică acolo. Barbari, ei n-aveau leviticul și jertfele, nu li se părea jertfa substituirii ca imorală. De ce să moară unul și să fie mântuit altul? Nu se poate. Și ei n-au putut primi propovăduirea cruce. Ba încă apostolul Pavel mai avea un fel de a predica care stârnea și irita pe ascultători. El spunea așa în Romani 3:23, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Vorba noastră a românului, el îi punea pe toți într-o oală. Aici în Viena sunt oameni care nu sunt pocăiți, dar sunt oameni morali, veniți din țară. O femeie care își vede de bărbatul ei, de copiii ei, bună gospodină, de serviciu. Și sunt femei care umblă pe stradă. Aici sunt bărbați morali, care ajută, au acțiuni filantropice, donează bani la căs de copii, își văd de nevasta lui, de copiii lui, și sunt oameni stricați. Ei bine, oamenii ăștia ar fi vrut mai multe căi de mântuire. Pentru acei mai morali, într-un fel, pentru cei mai răi, în alt fel, și vin oamenii, spun, eu pocăit cu reaua aceea, cum noi suntem una, și Pavel le spune așa, nu sunt două feluri de mântuiri. El a închis pe toată lumea în păcat ca să aibă milă de toți. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar prin credința în Domnul toți pot fi mântuiți. Doamne, ajută-ne și pe noi! Vorbind de purtarea crucii, am găsit în Scriptură că purtarea crucii îi prezentată în cel puțin trei contexte. Matei 16, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților n-or dărâma-o. Prima dată, imediat, Domnul vorbește de purtarea crucii. Și cine nu și-a crucea și nu este vrednic de mine. Prima dată purtarea crucii o prezentăm în contextul zidirii bisericii. Atunci când vorbim de zidirea bisericii, a trupului lui Hristos, fiecare trebuie să-și poarte crucea. Dar reținem că aici apar două cruci. Apare crucea Domnului Iisus, dar noi nu purtăm crucea Lui. În Matei, în capitolul 10, versetul 38, spune așa, și cine nu și-a crucea Lui, nu este vrednic de mine. Noi nu purtăm crucea Domnului. În ce privește vestirea Evangheliei, noi purtăm crucea noastră. Crucea Domnului Iisus are putere răscumpărătoare. El prin jertfa Lui, prin suferința Lui a răscumpărat. Crucea mea n-are puterea asta. Eu chiar dacă aș muri acum pentru Evanghelie, nu-i nimeni mântuit prin moartea mea. Crucea Domnului are putere de răscumpărare. Crucea mea pe care o port are putere propovăduitoare. Și vă spun pentru cei care nu știți, propovăduirea Evangheliei înseamnă cruce, adică suferință, necaz, batjocură, efort, cheltuială, boală, împotriviri, asta înseamnă crucea. Crucea nu înseamnă că dacă am o nevastă gâlcevitoare, asta e crucea mea, no, ce să fac? Sau dacă mă doare într-o parte, no, asta e crucea mea. Sau mi-au murit nu știu ce animale, sau pierdere materială, nu asta e crucea. Crucea e totalitatea suferințelor îndurate pentru Domnul și urmate de răsplătirile Domnului. Dumnezeu să ne ajute să purtăm crucea. Și vă spun un secret, nu-i ușor. Nu este ușor să propovăduiești Evanghelia. Unde nu a fost propovăduită, asta înseamnă să iei o mare cruce, frate. Domnul să te întărească. Să te duci acolo unde nu a ajuns mult și să te duci și să nu știi dacă mai vii acasă. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți care predică Evanghelia. Asta înseamnă greutăți. Apostolul Pavel îi spunea lui Timotei, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. A propovădui Evanghelia, a fi predicator, a te duce la mormântări, a sta în bătaia vântului la cimitir, a te duce la evangelizări, când alții vin băuți și îți par mașina. Eu am ieșit de la o evangelizare la ora 12 noaptea și toate cauciucurile au pe geantă. M-a trebuit frate să facă, mai stat două ore, pentru că un râu. Altădată m-am dus și am fost luat de piept. N-am suferit mult pentru Domnul, n-am suferit, dar vreau să spun că sunt niște riscuri. Atunci când vorbești de zidirea bisericii, tu trebuie să porți crucea.
Noi suntem ca niște ostași. Prin ce se caracterizează ostașul? Printr-o uniformă. Știți întâmplarea aceea că un ofițer s-a îndrăgostit de o pocăită. Și tot era bun, era cultă, era corectă, era frumoasă, dar nu-i plăcea că venea la întâlnire cu bătică. Și o zis, măi, dar lasă bătică oceala și tu acasă odată, vin la tine, mă faci rușine. Și dar ea spune, dar dumitale, dictor, vii cu șapcă pe cap totdeauna. Apoi, măi, eu sunt în armată și asta mi-e uniforma. Și fata spune, dar și eu sunt în armată și asta mi-e uniforma. Cum nu renunți tu la ta, nu renunț nici eu la mea. A fi soldat înseamnă să porți o ținută frumoasă, cum place celui ce te-a înscris la oaste. Doamne, ajută-ne la asta! A fi militar înseamnă că răspunzi oricând la ordine. În armată era un dicton, cine a făcut armata în vremea Ceaușescu, ordine se execută, nu se discută. Atâta prostie, iertați-mă, era în armată, în ziua de Paște, am făcut armata la Timișoara. Ne-au pus să săpăm un șanț lung, de vreo 20 metri, și căram pământul cu navete de pâine, de plastic, cu ziare și 3-4 soldați. Și după ce am gătat de săpa șanțul acela, omnilor cotenientul Tudor îl chema, să uita și spune, dar nu l-a săpat bine, eu am spus aici să-l săpați. Și ne-a ratat la o jumătate de metru. Am astupat șanțul acela și am săpat altul. O comentat cineva? Nu. Dar aici la adunare, dacă spun frață, îi bine fraților să... 10 comentarii, la un sfat frățesc să ridică Vlas sau Ciupi sau cine să ridică și 3-4 cu gura pe el. Dar asta nu e armată, s-a vorbit aici de armată, în armată nu făcea nimeni așa, că îți lua cemtura și șireturile și dormeai la țambal până te pocăiei, dacă înțelegeți asta. Dar noi suntem o armată, avem o uniformă, executăm ordinele, renunțăm. Că niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Când am ajuns și am închis porțile unității, au spus, băieți, lăsați mândruțele acasă, lăsați pe mama, pe tata, serviciu, prietenii, paharul, de azi înainte sunteți militari. Și așa o trebuie să facem. Și în al patrulea rând, un soldat e pregătit oricând de moarte. Te duci, mor. Soldați acum prin Afganistan, pe nu știu unde, calcă pe o mină, îl aduce într-un sicriu de plumb acasă, el se duce că e misiune, nu știe dacă vine înapoi. Un pocăit e tot așa. Noi oricând suntem gata să plecăm la Domnul. Domnul să ne ajute la asta. Asta înseamnă greutățile slujbei. Când vorbește Pavel de un evanghelist, de un predicator, îi spune, plugarul trebuie să are, să seamene cu nădejde. Și eu munc acolo, dar e și o nădejde. Noi aruncăm sămânța, nu obișnuiesc, după o seară de evangelizare, că nu mi-a dat mie, am încercat și n-am reușit să fac chemări, nu mi-a dat mie. Dar eu am acasă pământ și în toamnă m-am dus cu mâna, am luat din sac grâu și am aruncat. Și o încolțit grâul meu, dar după vreo lună, după vreo 3 săptămâni, acum grâul mi-e frumos. Deci eu arunc sămânța astăzi aici. Și aș vrea ca Dumnezeu să o facă să încolțească. Dacă vrea cineva să se pocăiască, eu știu că e de la altă sămânță. În satul Birchișești era o femeie, stă la poarta acasă. Și un bătrân, fratele Olaru, a dus niște lapte la cineva. Și trecând apoi se uită la femeie și îi spune, tu trebuie să te pocăiești. Și a plecat cu cârja mai departe. Femeia asta s-a mutat din Birchișești în București. O trecut vreo 30, aproape 40 de ani. Și după vremea asta au venit la adunare, o seară de har, un păstor înflăcărat, o predică frumoasă și femeia se ridică, eu vreau să mă pocăiesc, frați și surori, la care păstorul se duce și spune, soră, spuneți-mi ce v-a determinat ca să vă pocăiți? Și femeia spune, acum 30 de ani, eram la poarta casei, a trecut Badi Ion Olaru și mi-a spus să mă pocăiesc. M-am mutat în București și în fiecare zi cuvântul ăsta nu mi-o da pace. Nu mai am liniște, vreau să mă pocăiesc. Să-l fi văzut, spunea un frate, cum s-o desânfla păstorul, că nu punctul 2 din predica lui, ci cuvântul lui Moș Olaru, rostit acum 30 de ani. Eu seam în sămânța, dar Dumnezeu se facă să încolțească, amin? Și dacă vreți continuarea acestei povestiri foarte frumoase, în București o familie de intelectual, un om cu două facultăți, cu soția intelectual, erau zbuciumați de problemele vieții. Și au spus așa, mergem la... și la biserică, la pocăiți. Și stăm acolo. Dacă cineva ne spune, poftim înăuntru, intrăm și rămânem acolo. Dacă nu, căutăm în altă parte.
Și au plecat familia asta tânără și toți frații au intrat pe ușa adunării, intrau repede că se grăbeau, cei întârziați, și la urmă a venit o soră bătrână. Și îi întreabă, dar voi ce stați aici? Intrați în adunare. Și au intrat în adunare, sora bătrână era femeia din Berchișești, iar familia tânără era Florinianu, vise cu nevasta și au rămas pocăit. Deci o sămânță aruncată la Viena azi. Și Dumnezeu va face să încolțească, amin? Știți cum e cu evangelizarea? Știți cum e cu purtarea cruce în contextul zidirii biserice? Înseamnă greutăți? Și apoi spunea Apostolul Pavel că cei care luptă la jocuri de obște se înfrânează. Eu vă spun pe rușinea mea, fac o mărturisire, dar să rămân aici între noi, da? Când m-am dus la Brașov, în anul întâi m-am dus la lupte greco-romane. Nu mi s-a părut un păcat mare. Și am făcut, eram eu tare, că eram de la țară, nu eram prea tehnic. Și am făcut vreun an de zile lupte. Eram o leacă mai dolofan, alții mâncau două porți, că aveau dreptul, ca să facă categoria, eu tot timpul trebuia să slăbesc. Și așa un chin, nu-mi da mâncare, trebuia să faci saună, dormeai sub 10 saltele, am antrenament mai mult, că trebuia să scad nu știu câte grade. Dar în Brașov, un prieten de-al meu venit din lume s-a pocăit la adunare și când a venit la mine, mi-a spus, ce mai faci, frate Dragoș? Atâta de pocăit băiatul ăsta e căsătorit în Lugoș. Am mult de lucru, că am și antrenament, ce antrenament? Lupte. O stat poate două ori lângă mine și mi-a spus, măi, eu vin din lume. Și m-am lăsat de toate să mă pocăiesc. Eu nu plec de la tine până nu-mi promis că te lași de lupte. Și i-am promis și m-am lăsat. Dar vreau să spun de privațiunile acelui sportiv. Omul îndură multe ca să câștige cu un unul care vestejește. Dar noi, ca și slujitori al lui Dumnezeu, îndurăm mai multe. Și așa trebuie să facem pentru o cununie care veșnică. Domnul să ne ajute la asta. Vorbind de greutățile slujbei, amintim numai un caz din Scriptură. Ajunge Apostolul Pavel în biserica din Antiohia, eu mă gândesc că o prind și un loc în comitet. După mintea mea, nu o scrie în Scriptură. Și era poate și în comitet și din când în când îi spunea, frate Pavel, matalis te ocup de disciplină în adunare. Dar vine în Fapte 13 un cuvânt de la Duhul Sfânt. Pe Pavel și pe Barnaba i-am ales pentru o altă lucrare. Și pleacă din acel scaun comod, dacă vreți, și începe Apostolul Pavel. De 5 ori am primit de la iudei 40 de lovituri fără una, o zi și o noapte în adâncul mării, de 3 ori s-a sfârma corabia, adesea am post, adesea am vegheri, adesea am foamete, adesea am bătăi, adesea am primejdii pe râul, îmi primejdii pe uscat, îmi primejdii printre cei din neamul meu, îmi primejdii printre frații mincinoși. Dar de ce? Asta înseamnă vestirea Evangheliei. Frații mei, în Viena eu sunt convins, mai sunt poate mii de români care nu sunt pocăiți. Dă-i-vă, Domnul, pe inimă acest cuvânt, căutați-i, postiți pentru ei, rugați-vă, faceți-le câte un bine și vestiți Evanghelia tuturor. Domnul să ne ajute, amin? Vorbim de greutățile slujbei. Un om pe care l-am cunoscut, a venit fratele Vorobeț în cartierul Ițican, de unde Liviu Jeniuc. O stat de vorbă cu frații, a predicat Evanghelia. Plutonierul gheață l-a prins și l-a bătut și ca un bonus, dacă vreți, după ce l-a bătut bine, i-a luat mâinile și le-a rupt în genunchi, amândouă mâinile. Și-a plecat până la Caminca, fratele cu mâinile rupte, nevasta i le-a pus în niște scândurele, două săptămâni l-a hrănit cu lingura și îmi spunea mie fratele Vorobeț. Zică, frate Dragoș, după două săptămâni, într-o noapte, am început să plâng. Am spus, astea toate sunt pentru tine, Doamne, nu mă pot vindeca. Și în clipa aceea Dumnezeu m-a vindecat. Era ora două noaptea și aude pași pe stradă. Și intră o soră în casă și îi spune, măi, Ioane, mi-a spus Domnul că te-a vindecat, dar nu mai am răbdare până dimineața, am venit să văd, e drept? Și a spus, fratele, uite că e drept. Și atunci îmi spunea fratele Vorobeț, băi, frate dragul, și eu n-am încuiet ușa la casă niciodată. Eu când am auzit, am fost curios și m-am dus până la el acasă. Și după aceea am venit la nevastă și i-am spus, nici n-avea la nicio încuie. Ce să încuie? O plită de pământ, un pat de paie cu un țol deasupra, pământ pe jos, cine intră la el în casă? Eu încui. Nu-s bogat, am într-un dulap niște bani acolo. Și când plec de acasă îi spun, băi, încui ușa să nu vii careva. La moșul n-avea ce să ieie. Dar multă suferință a fost pentru asta. Multă bătaie. El îmi spunea, la o singură bătaie eu costos dințe. Am grei de Siberia. Mama mea m-a povestit, când avea 5 ani, sta la poarta acasă în luna februarie, că bunicul meu era
în casă. Și-a fugit până în bucătărie, i-a luat o bucată de pâine, când a ieșit jandarmii, a înconjurat casa. În luna februarie, pe bunicul l-a dus la Cernăuți pentru 25 de ani. Înainte de a muri mama, avea 70 de ani, îmi spune, măi, dacă eram mai atent atunci, poate nu-l ducea pe tătuță la Cernăuți. Și îmi spunea, eu am fost orfană. Eu, mamă, n-am avut de la șase luni. Și sora ei mai mare a spus, și cu fratele ei mai mare, lasă că noi mulgem vaca și o să mâncăm. Și îmi spune, Dragoș, când m-am dus a doua zi, seara l-a luat pe tătuța, când m-am dus a doua zi în graj, vaca era moartă. Și acum mă gândesc, de ce a lucrat Dumnezeu așa? Și bunicul meu la Cernăuți, împreună cu alți frați și împreună cu alte surori, eu am cunoscut mulți oameni, am vorbit personal cu ei, care au lăsat familia și copiii și au plecat la Cernăuți. Asta înseamnă greutățile slujbei. Asta înseamnă purtarea crucii în vederea sau în contextul zidirii bisericii. În Atena încă se zidește biserica lui Hristos. În România la fel, în Viena la fel. Și încă sunt nevoi și nevoi de oameni care să poarte crucea. Să vii la repetiție, să pui mâna pe Scriptură, să stai în post, să fie plin de Duhul Sfânt, apoi să iei Biblia și să plece la cei nemântuiți. Să o spună, Doamne ajută-ne pe toți! Purtarea crucii, în alt context o luăm, în vederea închinării noastre. Toată închinarea o merită Dumnezeu. Diavolul a furat închinarea și a avut îndrăzneala să vină la Domnul și să-i spună, închină-te mie. Crucea răstignește mândria predicatorului, a păstorului, a cântărețului, a recitatorului. Spuneam lui fratele Vlas, de fratele Iane, el nu recită dintotdeauna, din recent, acum. A fost foarte bolnav, Dumnezeu l-a vindecat și de atunci a dat darul acesta. Fratele Iane spunea, o poezie de 140 de strofe o învăț până în două ore. O poezie sub 100 de strofe nu-mi trebuie o oră. Că ăsta e darul Dumnezeu dacă nu-i spune Duhul Sfânt învață. Și are zeci de poezii. A fost bolnav, Domnul l-a vindecat și a dat darul acesta. În satul Udești, o fetiță bolnavă, cu inima, avea un suflu, o gaură în inimă, la vârsta de 2 ani diagnosticată, îi trimise la doctorul Crețar, trimise la Târgu Mureș ca să opereze. Fratele Capră Gavril îl cheamă, conducătorul de adunare, acum, atunci nu era, e milă de fată, la 2 ani s-a dus la Târgu Mureș și nu se duce. La 5 ani se îmbolnăvește foarte, foarte tare, ajunge iar la medic, primește o bajocură de numa și pe luni dimineața ești la Târgu Mureș la operație. Omule, fetița asta moare. El cheamă niște frați, s-o nimerit că eram și eu acolo cu frați, cu frate Șerban și alți frați, facem o rugăciune și Dumnezeu vindecă fetița. Luni pleacă la Târgu Mureș, îi face toate analizele și îi spune, de ce ați venit cu fetița? Duceți-o acasă că e sănătoasă. Și e sănătoasă și în ziua de azi. Dar fetița asta se ridică și îi spune, tata, eu vreau să fac și eu ceva pentru Domnul. Ea nu putea alerga, ea obosea, toți copiii fugeau prin curte, fratele are mult copii, ea sta pe prizmă și a spus, acum pot să mă joc, dar vreau să fac ceva pentru Domnul, vreau să spun în fiecare duminică câte o poezie. Și de atunci are zeci de poezii, nu umblă la școală, spune poezii de câte 100 și ceva de strofe și e o încântare, o plăcere să o aud pe fata asta. Eu zic că ăsta e dar de la Dumnezeu. Dar toate darurile acestea care le-am primit îs de la Dumnezeu. Înainte de a te ridica în slujire, tu așează-te pe cruce. Nu-i nevoie să te aplaudă de nimeni, nu-i nevoie să te laudă de nimeni, nu-i nevoie să te înalță nimeni. Atunci este har că Dumnezeu celor smeriți le dă har. Dragi slujitori, unde veți merge? Egal ce lucrări vor face Dumnezeu prin mâinile și prin cuvântul vostru, toată lauda e a Domnului. Amin? 1 Corinteni 1:29. Astfel că nimeni să nu se laude. 1 Corinteni 1:31. Dacă se laude totuși cineva, să se laude în Domnul. Doamne, ajută-ne asta! Deci întotdeauna crucea și predica trebuie să poarte aroma asta a morții împreună cu Hristos. Și toată slava să-i o dăm Domnului. Dumnezeu să ne ajute la asta. Frații mei, crucea realizează părtășia între frați. În Efeseni, cât 2:6 și 2:14-15, că El ne-a înviat împreună
Și ne-a pus să ședem împreună. Sunt oameni care se răzvrătesc în adunare, oameni mai buni decât toată adunarea. Acolo la voi, să ascult eu de voi, omul ăla încă nu a fost răstignit pe cruce. Nu, El ne-a pus să ședem împreună, frații mei. Mântuirea este colectivă. Eu am nevoie și de tine, și de tine, și de tine. Noi avem nevoie ca și mădulare unul de celălalt. Să ne răstignim mândria asta noastră, că eu sunt cel mai bun, că fără mine nu știu ce se întâmplă. Nu, 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 eu sunt un mic mădular. Tu ai partea ta, eu am partea mea, dar ca să înțeleg asta, eu trebuie spus pe cruce. El a înlăturat zidul dintre cei doi, dintre neamuri și dintre evrei, dintre frate și frate, și din doi au făcut una și au surpat zidul de la mijloc, vrășmășia dintre noi. Când doi frați nu se înțeleg, cel puțin unul nu poartă crucea. Nu se poate un om mort pe cruce, un om care a murit cu Hristos, care a înviat cu Hristos, să se certe în adunare. Cel puțin unul, dacă nu amândoi, nu vrea să poarte crucea. În contextul închinării, noi purtăm crucea, noi luăm în fiecare zi crucea, prin faptul că ne smerim. Îi dăm închinarea lui Dumnezeu și acceptăm frață. Doamne, ajută-ne la asta! Apoi, în contextul trăirii noastre zilnice, și Domnul spunea, Apostolul Pavel așa, am amintit versetul Galateni 6:14, că eu sunt răstignit față de lume și lumea față de mine. Trăim în Viena. O avalanșă de păcat, de murdărie, de mizerie. Mizerie pe străzi, mizerie la televizor, mizerie în presă, mizerie la școală. Și toate astea vin peste mine. Cum mă apăr eu? Eu pun între mine și lume crucea. Eu sunt răstignit față de lume, lumea e răstignită față de mine. Doamne, ajută-ne la aceasta! Eu sunt răstignit, n-are nicio putere toată murdăria asta. Eu stau, sunt mort împreună cu Hristos, eu am înviat împreună cu Hristos și trăiesc o viață nouă. Doamne, ajută-ne la asta! Știți dumneavoastră, vis-a-vis de răstignirea asta noastră pe cruce, noi purtăm în al treilea context, în contextul trăirii noastre, trebuie să purtăm crucea în fiecare zi. Ce înseamnă aceasta? Scrie încât în Psalmul 17 cu versetul 14, vorbește de oamenii lumii acesteia, care și-au partea lor în lumea aceasta. Tu le-ai împlut pântecele cu bunătățile tale, copiii lor au din prisos și lasă moștenire la copii. Dar eu, și spunea acolo psalmistul, scapă-mă, Doamne! Sunt oameni care prin lume înțeleg lucruri materiale, lucruri materiale, care totdeauna muncesc și nu ne mai ajunge. Ei au parte de oamenii lumii acesteia și referire la belșug, la mâncare și la zestre lăsată copiilor. Noi să nu fim așa, fraților. Că ne trebuie o casă, că ne trebuie o mașină bună, că trăim în Viena, sunt de acord, că aveți un câștig, sunt de acord, dar nu uitați că alții nu au. Și odată predicam că au venit niște frați din afară și au făcut niște case pe la noi, la care le trebuie câte două femei de servici ca să le spele geamurile. Și am spus, măi, eu am făcut o casă mică, Domnul mi-a mulțit familia, am mai făcut încă o bucată, tu fă o mai mare din prima, dar nici ce ai făcut-o aici. Și am spus, fraților, lăsați-ne să putem predica pe la mormântări, că noi suntem străini și călători. Că a predicat un frate odată așa frumos, că noi suntem străini și călători, și ortodox și râdeau în curte, spunea, el străin și călător? Deci noi, eu nu propovăduiesc, dacă vreți, sărăcia, mai degrabă abundența, dar hai să nu exagerăm, să nu fim oameni în lumea acesteia, ne gândim numai la mâncare și la moștenirea copiilor, să ne gândim și la suflet și Dumnezeu să ne ajute, fraților. Vorbim în Efeseni capitolul 2, da? Voi erați morți în greșeale și în păcatele voastre în care trăiați după mersul lumea acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi când trăiam în aceste lucruri și eram din fii, sar mai departe, copii ai mâniei. Iată, dar aici apare mânia și neascultarea. Am amintit ceva vineri seara de neascultare, este un păcat. Când trăiești în neascultare, când nu mai vrei să te supui, când ești un răsprătit, un rebel chiar în adunare, tu ești om din lume. Tu ai nevoie de cruce, să fii răstignit pe cruce. Doamne, ajută-ne! Când trăiești în exces de mânie, copii ai mânie. În Estera 5:10 vorbea acolo de Haman,
că nu i s-o închina Mardocheu și spune acolo, totuși a știut să se stăpânească. Cum, domnule, ăsta un om rău o știu să fie diplomat? Și prorocul Iona nu știe să stăpânească. Și când am predicat de aici, de mânia lui Iona, ieri mergem la grața nuntă și am stat o oră și jumătate în trafic. A fost un accident. Am telefonat la ceea că nu știu dacă pot ajunge și m-am enervat. Și fratele Mircea spunea, mă, dar predicaia seară de Iona că era mânios și spune că e mare păcat, că nu se poate proroc mânios, dar păstor mânios se poate, dar bă, nu sunt mânios, numai nu-mi convine, așa că până la urmă Domnul a ajutat. Când trăim în mânie repetate și mânia e un mod de viață, tu ești om din lume, tu ai nevoie de cruce, ai nevoie să iei crucea, Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să mai amintesc și ultimul verset vis-a-vis de lumea aceasta. 1 Ioan 2:15. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Și lumea, pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Și hai să le luăm pe rând. Tot ce este în lume, pofta ochilor. Credeți că eu n-am ochi? Credeți că eu nu sunt ispitit ca și voi? Eu îmi spuneam la tineri, voi, eu n-am avut 16 ani cum ai tu, eu n-am avut 20 de ani, acum am, dacă vreți, 50 îndată. Și toate astea vin, prin ochi vin, dar vine acum și spune, nu iubiți lumea, dar cum scap eu de pofta ochilor? Pun crucea. Eu trec prin parc, prin Viena și văd lucruri indecente, dar eu pun crucea. Eu mă duc la servici și colegii mei au televizor și eu nu pot să-l opresc, că-s pocăit. Nu-s mandatat, dar eu ce fac? Eu pun crucea. Eu în toate lucrurile astea, vis-a-vis de pofta ochilor, vă spun, lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Doamne, ajută-ne la asta. Ce înseamnă pofta ochilor? Înseamnă aspect plăcut. Să fii frumos la privit, înseamnă ambalaj, marfă de 2 bani, așa de frumos ambalată cu o cumpăr. Pentru că ambalajul are valoare în ziua de azi. Înseamnă, dacă vreți, paradă, înseamnă, dacă vreți, vopsea, înseamnă, dacă vreți, multe, pofta ochilor. În Scriptură spune așa, Iov capitolul 31, făcusem un legământ cu ochii, Ezechiel 20:7, luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privirile. Psalm 101:3, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Matei 5:29, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, leapă-l de la tine. Apocalipsa 3:18, te sfătuiesc să vii la mine să cumperi doctorie. Doamne, ajută-ne la asta. Ce înseamnă pofta ochilor? Tot ce v-am spus eu. Ne ajute Domnul între noi și lume, între noi și pofta ochilor, să punem în fiecare zi crucea. Amin. Eu răstihnit față de lume, lumea răstihnită față de mine. Ce înseamnă lume? Tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, care în 2 Timotei 3:6 ne frământă. Frământați de tot felul de pofte. În Tit 3:3, robiți de tot felul de pofte. 1 Petru 1:14, târâți de tot felul de pofte. Psalmul 78:18, au ispitit pe Domnul cerând mâncare după pofta lor. Petru 2:10, Domnul pedepsește pe cei ce poftesc după trupul altuia. Îi un păcat, Dumnezeu să ne păzească. Iacob 1:13, nimeni să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Toate versetele acestea noi le avem în mintea noastră. Dar ca să biruim, trebuie să punem crucea. Între noi și poftele firii pământești, Doamne ajută-ne! Și urmează și lăudăroșia vieții. La urmă, cum frate mă așteaptă, frate, vom soție Dumnezeu și mie îmi place. Pun capul în jos și spune, mulțumim Domnului, frate, așa au fost azi. Dar mie îmi place. Și ca să nu mă laud, și ca să nu-mi placă, și ca să rămân smerit, eu am avut într-o vreme, o vreme așa de înălțare, apoi urmat o cădere grozavă. Mă cheamă fratele Sidor la Găureni și îmi spune, frate, dar o să vii până la mine. Și îmi spune, am avut o vedenie despre tine. Spune, frate Sidor, măi, mi-a arătat Domnul că pe după cap îți crește puf de păun. Și a spus Domnul, îl smulg, îl doare, dar îl smulg. Câteodată la păstor, la proroc, la cântăreț,
îi mai crește puf de pe un. Domnul să-l smulgă azi. Eu vă spun eu că doare. Și ai nopți nedormite, și ai lacrimi și batiste ude, și ai momente când te-ai mânie, când te-ai răzvrăti. Și iar îți spune Duhul Domnului, stai cu minte. Și eu îi spun la fratele Sidor, frate, dar eu nu mă știu mândru. Băi, frate, omul are 82 de ani. Așa mi-a arătat Domnul, așa ți-am spus. Câteodată, vis-a-vis de lăudăroșia vieții, noi trebuie să punem crucea. Morți față de lume, răstignit față de lume și lumea față de noi. Doamne, ajută-ne să purtăm crucea. Amin? În contextul zidirii, greutățile slujbei, să pui și tu umărul la ele. În contextul închinării, laudă lui Dumnezeu și părtășirii cu frații. În contextul trăirii zilnice, răstihniți față de tot ce înseamnă lume. Și după ce vorbea Domnul astfel, așa cum ascultați voi predica, odată vine la Domnul Iisus Petru și spune, Doamne, dar noi am lăsat totul. Ce vom primi? Și Domnul îi spune, adevărat, adevărat, vă spun că niciunul din voi nu va lăsa tată, casă, mamă, frate, surori, să nu primească însuțit împreună cu necazuri și dincolo viață veșnică. Purtăm crucea și nu-i ușor, numai cei care au purtat crucea știu cum e. Numai cei care au purtat crucea știi cum e somnul și cum e apa și cum e mâncarea, cum e ocara, cum e batjocura și le știm astea. Dar vine o zi în care Dumnezeu ne răsplătește. Și pentru ziua aceea eu lucrez de mult și încă mai voi lucra cât m-a ajutat Domnul. Într-o zi, Dumnezeu se va uita la crucea mea, voi ajunge acolo sus și Dumnezeu îmi va răsplăti și ție la fel. Mie îmi pare rău că n-am altă ofertă pentru tine azi. Situații materiale, darul n-am să vă dau. Pocăiți-vă că veți avea un renume mondial, nu pot să vă spun. Și nici o poziție în societate nu vă asigur prin pocăință. Dar dacă veniți la adunare, veniți la Domnul, dacă purtați crucea, într-o zi Dumnezeu vă va chema acasă. Și la marea întâlnire mult doresc și mă rog ca Domnul să aducă mai repede ziua venirii Lui. Nu mai trebuie nici vienă, nu mai trebuie nici călătorii. Dimineața am crezut că nu pot veni, eram și sunt foarte bolnav și dacă fac ceva, o fac pentru Domnul. Dar într-o zi vreau să-mi aud numele strigat și să mă uit să fie soția, să fie copiii lângă mine și voi toți din Viena. Amin.